După cum știți, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor a fost constituit comandamentul pentru situații de urgență, comandament care se află în coordonarea noastră. În acest comandament se află reprezentanții tuturor instituțiilor care pot să-și aducă aporturi la gestionarea situației din cele 13 județe afectate de fenomene meteorologice extreme. Aș vrea să vă spun că în acest moment, conform situației centralizate, avem 13 județe afectate de fenomene meteorologice extreme. Autostrăzile A1 și A2 rămân blocate în continuare. Aceste două autostrăzi probabil vor fi redate traficului mâine dimineață. Pe parcursul nopții vor rămâne închise circulației publice. Avem 22 de drumuri naționale blocate, 74 de drumuri județene blocate. Referitor la centura Bucureștiului, vreau să vă spun că există 3 sectoare unde circulația este blocată, și anume în zona localității Jilava, localității Ștefănești și localității Tunari. Prioritatea noastră la nivelul Ministerului Administrației și Internelor este salvarea de vieți. Din acest punct de vedere, vreau să fac următoarele recomandări pentru cetățeni. Cea mai importantă recomandare este să respecte indicațiile agenților de poliție rutieră și, bineînțeles, să coopereze atât cu pompierii, cât și cu jandarmii, polițiștii și polițiștii de frontieră care în acest moment se află pe teren. De asemenea, recomandăm, așa cum am mai făcut-o și în cursul zilei de ieri și de astăzi, să ca toți participanții la trafic să evite deplasarea pe drumurile publice cu autovehiculele, în special în cele 13 județe afectate de aceste calamități. Vreau să vă asigurăm că avem o comunicare foarte bună cu comitetele județene pentru situații de urgență, comitete care, după cum știți, sunt conduse de către prefeți, comunicare permanentă pe care o avem și cu reprezentanții autorităților locale, în special primăriile, unde avem puncte de primire a cetățenilor care au fost evacuați și ulterior adăpostiți. De asemenea, vreau să vă informez că în ultimele 24 de ore au fost evacuate și adăpostite un număr de 2058 de persoane, iar un număr de 1100 de persoane în primă fază au refuzat să își abandoneze sau să-și părăsească autovehiculele. Ulterior, după câteva ore sau după mai multe ore, aceștia, realizând că sunt în situații dificile, au lansat apeluri disperate pentru a fi ajutorați. Asta întâmplându-se în cursul serii trecute și în curs și pe tot parcursul nopții trecute. De aceea recomandăm tuturor cetățenilor care se află în continuare în situații dificile să coopereze cu reprezentanții Ministerului nostru, care sunt în teren și fac tot ceea ce ține de ei pentru a le veni în ajutor. De asemenea, situația efectivelor Ministerului de Interne și a celorlalte instituții care acționează în acest moment este următoarea. Ministerul nostru are un număr de 1475 de angajați în teren și aș putea să detaliez: de la ISU 529 de oameni, de la jandarmerie 184, de la poliție 752, de la poliția de frontieră 10. De la alte instituții avem în total cu angajații Ministerului nostru un număr de 3946 de oameni. De la Ministerul Apărării Naționale 33, de la Comitetele Județene pentru Situații de Urgență 10, de la Comitetele Locale pentru Situații de Urgență 640, de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență 170, de la Direcțiile Județene de Drumuri 881, de la Secțiile de Drumuri Naționale 650 de oameni. Situația mijloacelor care acționează în acest moment, mă refer aici la autospeciale, la utilaje de dezăpezire și la autovehicule. Avem 484 de mijloace din dotarea Ministerului Administrației și Internelor. În total, cu celelalte ale celorlalte instituții care acționează, sunt 1507.
Pot să fac și o mică detaliere. De la Ministerul Apărării, 5 autospeciale, de la Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, 5, de la Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, 146, de la Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, 18, de la Direcțiile Județene de Drumuri, 452, de la Secțiile de Drumuri Naționale, 364. Pentru situația de la Adunații Copăceni, am să îl rog pe domnul doctor Raed Arafat să dea toate explicațiile necesare din perspectivă medicală, în primul rând. Da, mulțumesc, domnul secretar de stat. Deci, evoluția, cum am zis, este dinamică în situație. Avem acum cazuri blocate încă în județul Călăraș, care se ajunge la ele greu, care au apărut în ultimele două ore. Mai avem în județul Tulcea o ambulanță blocată care a apărut recent și în județul Vrancea o ambulanță blocată, dar care se lucrează pe deblocarea lor și ajungerea la casă sau să ajungă pacienții la spital. Cât despre intervențiile elicopterului, pot să spun că elicopterul a intervenit la Târgoviște și a salvat o persoană în șoc hemoragic din cauza unei hemoragii interne și l-a dus la București. Unei hemoragii, de fapt, digestive, nu hemoragii interne, unei hemoragii digestive, l-a adus la București. S-a tentat cu elicopterul să se ajungă la localitatea de Albenaș din județul Călăraș pentru fată care a născut, însă a trebuit să se întoarcă din drum pentru că vizibilitatea nu l-a permis să aterizeze acolo. Cât despre cazul de la Adunații Copăceni, acolo au fost găsite două persoane în hipotermie severă, într-o mașină care era acoperită de nămeți. Una din aceste persoane s-a reușit salvarea ei, este vorba de o persoană de sex feminin care a fost în mașină și a fost deja transferată la spital în București, la Spitalul Bagdazar, iar a doua persoană, din păcate, nu s-a putut salva, s-a deplasat acolo echipaj smurt, dar nu s-a reușit salva, era considerată că e decedată de mai mult timp. Deci asta este ce s-a întâmplat acolo. Informațiile care au venit telefonic despre a doua persoană de sex masculin care a fost găsită decedată, au fost informații care au zis că poate că respiră, poate că mai mișcă, deci nu erau informații clare. Într-adevăr, în situațiile de hipotermie, bolnavul hipotermic poate să apară că cineva care este decedat și trebuie neapărat o persoană medicală să dea acest verdict. Pentru asta am întârziat în a da verdictul final dacă într-adevăr acolo avem deces sau nu. Deci s-a reușit salvarea doamnei care era în mașină și sperăm că nu va mai fi în pericol, viața ei nu mai este în pericol și va fi recuperată integral, pe cât persoana de sex masculin, din păcate, a fost declarată decedată de echipajul smurt care a ajuns acolo. Domnule Dascălu, vă întreb și pe dumneavoastră, l-am întrebat pe prim-ministru la ultimul comandament, ați reușit o centralizare a accidentelor pe un număr de ultime ore? Da. 24 de ore, 48 de ore la nivel pe țară sau măcar o cifră? În acest moment, așa cum am declarat în prima parte a conferinței de presă, prioritatea noastră este salvarea de vieți. Nu ne-am preocupat de întrupirea statisticilor sau a unei statistici în sensul accidentelor sau a numărului de tamponări. Foarte multe situații, autovehiculele au derapat și asta nu înseamnă neapărat că este vorba de un accident de circulație. Deci noi trebuie să planificăm foarte bine împrejurările în care autovehiculele au ieșit de pe suprafața carosabilă sau s-au aflat blocate în trafic și o cuantificare exactă a numărului de accidente, a numărului de tamponări pe care l-am înregistrat în ultimele 24 de ore este foarte dificil de realizat acum. Cred că este mult mai important să ne concentrăm pe salvarea de vieți, trebuie să ne concentrăm pe toate acțiunile și toate măsurile pe care trebuie să le luăm de la nivelul comandamentului pentru situații de urgență, în așa fel încât să venim în sprijinul oamenilor care se află în situații extreme. În cursul zilei de mâine o să venim cu o statistică cât se poate de exactă și cu ceea ce înseamnă accidente de circulație și tamponări, dacă doriți. Alte întrebări, vă rog. Domnule ministru, ați avut prevenție din cadrul angajaților dintre ajuns și internelor? Până în acest moment nu am avut. Sigur că ne-am confruntat cu situații în care
Și mă refer aici în special la jandarmii de la Batalionul Special de Intervenție a Jandarmeriei, pe care l-am trimis încă din cursul serii trecute. Au trebuit să-și abandoneze autospeciale și să pornească mai mulți kilometri prin Nămesc ca să intervină în sprijinul persoanelor care se aflau blocate. Din fericire, până în acest moment, nu avem nicio victimă din rândul angajaților Ministerului de Interne. Nu avem, n-am înregistrat probleme nici în rândul pompierilor, nici a polițiștilor, nici a jandarmilor. Însă, până în acest moment, sigur că vom acționa și în cursul nopții, vom acționa și în cursul zilei de mâine, atâta vreme cât va fi necesar. Întrebări mai sunt? În cursul zilei de așa, această noapte, prioritățile noastre se vor îndrepta către Giurgiu, în zona Dunați-Cococeni. Încercăm, dacă se poate și timpul ne va permite și utilajele, să facem junțiunea. Ne-am propus ca să unim, să muncea dinspre Adunații-Cococeni, să muncea dinspre Călugăreni. Noi am sperat că putem să redăm traficului această porțiune de drum în această după-amiază. Încă nu ne-a ieșit. Am reușit să ajungem aproape la toate autovehiculele care erau blocate pe acest drum. Am evacuat toate persoanele. Am avut un număr de 40 de persoane care erau adăpostite într-un han. Erau mulți copii, colegii noștri de la jandarmi, pompieri, i-au luat și i-au trimis înspre Giurgiu. A doilea porțiune, a doua zonă ca importanță este și Lindrița, unde dorim să nu s-a putut reda traficului acea porțiune de drum și sunt condiții ca să asigurăm cazarea oamenilor și adăpostirea lor pe parcursul acestei nopți. A treia este Călărașul. Mai sunt încă probleme pe drumul național A5 și încercăm în cursul zilei de mâine, nu cred că în această seară operațiunile de degajarea carosabilor vor fi posibile. Autostrada A2, în cursul zilei de astăzi, împreună cu colegii noștri de la rutieră, am tăiat separatoarele de benzi și am încercat să creăm câteva breșe în așa fel încât mâine și în cursul zilei de azi, dar și mâine, tehnica de intervenție a Companiei Naționale de Drumuri să poată traversa dintr-o parte în alta și dacă nu vom fi în măsură să dăm ambele părți ale autostrăzii în funcțiune, măcar una dintre părți să fie mâine disponibilă pentru trafic, și A1, autostrada A1. Astea sunt punctele importante asupra cărora noi ne vom focaliza activitatea pe parcursul acestei nopți. Codurile, am avut o convorbire cu domnul Sandu de la Agenția Națională de Hidrologie Meteorologie. Avem cod portocaliu pentru județele Tulcea, Călăraș, Constanța și Ialomița. Pentru celelalte județe care au fost în cod portocaliu, codul a căzut de la portocaliu la galben, dar temperaturile se vor scădea pe parcursul acestei nopți și vor ajunge undeva la minus 10, minus 15. Asta este problema, de fapt, cu care vom începe să ne confruntăm de mâine. O reducere a fenomenului de ninsoare, dar o scădere dramatică a temperaturilor care ne va putea crea probleme. Spune în momentul de față, un singur decedat? Corelat direct cu situația care ne confruntăm cu ea, da. Da. Per total 3, mai sunt două persoane de care ne spune. Deci mai sunt cele două persoane care i s-a făcut rău în microbuz, cealaltă persoană care a fost luată de un microbuz și a decedat în microbuzul respectiv, care l-a menționat astăzi la prânz. Și acum avem decedat, într-adevăr, dintr-o mașină care a fost blocată și care a fost acoperită cu nămeți. Deci asta este singurul decedat care putem să-l corelăm direct de situația care o avem. Vă mulțumim pentru prezență.